Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum să faceți cele mai rapide șnițele folosind o metodă de planificare a meselor. Vom pregăti șnițele pentru congelator. Este o modalitate perfectă de a acoperi șnițelele cu tot ce le trebuie. Apoi le băgăm în congelator și ulterior le vom găti. Veți vedea că se face totul foarte rapid. Pentru această rețetă avem nevoie de un piept de pui tăiat felii, sare și piper după gust, condimente la alegere. Eu am oregano, usturoi uscat, boia dulce și boia iute, 200 de grame de fulgi de porumb mărunțiți, puteți să folosiți și pesme dacă doriți, și 2 ouă. Metoda aceasta este foarte bună pentru a economisi timp în bucătărie și pentru a economisi și bani. Am să fac mai multe clipuri pe tema asta. Una dintre cele mai bune metode de a economisi bani în bucătărie este să cumpărăm în cantități mai mari și să pregătim ingredientele. Spre exemplu, atunci când găsesc o ofertă bună la piept de pui sau la pulpe de pui dezosate, cumpăr în cantități mai mari și pregătesc șnițelele așa cum am să vă arăt și vouă în continuare și apoi le păstrez în congelator. Și când mi-e poftă de șnițele sau nu am timp sau vreau o cină rapidă, pur și simplu le scot din congelator, le bag direct în cuptor și gata, cina foarte repede. Voi bate un pic pieptul de pui, am să-l acopăr cu folie de plastic și am să-l bat ușor cu ciocanul de șnițele. L-am bătut suficient. Acum voi condimenta bucățile de pui cu sare, cu piper, puteți să folosiți orice condimente vă sunt pe plac, boia de ardei dulce, usturoi granulat, un pic de boia iute pentru că îi place picant și oregano. Și voi distribui foarte bine toate condimentele și le voi condimenta la fel și pe partea cealaltă. Voi începe acum să acopăr șnițelele cu fulgii de porumb. Am aici cele două pe care le-am bătut cu un praf de sare și puțin piper. Voi da fiecare bucată prin ou și apoi prin fulgii de porumb. Știu că mă normal se dă și prin făină, dar o să vedeți că nu este necesar să mai dăm și cu făină. O să presez bine și voi pune bucățile de pui pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. În felul acesta voi pregăti toate șnițelele. Am terminat de acoperit toate bucățile de pui. Acestea sunt șnițelele pe care le-am obținut. Le voi pune acum în congelator până se îngheață aproape complet sau timp de 2-3 ore. Șnițelele mele au stat timp suficient în congelator. Acum am aici o pungă din aceasta mai groasă din plastic, resigilabilă, în care voi pune șnițelele noastre. Nu le-am pus de la început în pungă, pentru că dacă le punem de la început, ele sunt ușor umede și se vor lipi între ele. În felul acesta ar trebui să stea individuale. Este o nouă zi, șnițelele mele au stat la congelator peste noapte. Haideți să vedem cum arată acum. Sunt foarte congelate, auziți și voi. Le voi aranja pe tava acoperită cu hârtie de copt. Nu s-au lipit între ele, au stat foarte bine. Le-am pus pe toate și le voi pune acum în cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Dragii mei, șnițelele pregătite pentru congelator sunt gata, s-au copt foarte bine, sunt moi la interior și crocante la exterior. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună!